Bună ziua! Astăzi, data de 28.06.2019, avem convocarea Consiliului Local în ședință ordinară cu următoarele puncte. Și aici, la puncte, cred că... Nu? Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței din data de 30.05.2019. Proiectul 2, privind aprobarea legii domnului președinte de ședință în perioadă de 3 ședințe. 3, proiect de autorizare privind aprobarea desemnării unui reprezentant de rezervă la adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, din partea Uniunii Administrativ Teritoriale Comuna Crelea, județul Bacău. Proiectul 4, proiect de autorizare privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către ce am discutat mai înainte. De SECE EVEX SRL, Bacău, evaluator, pentru aia 500 de metri, 5 e pentru, tot la fel, pentru tot 500 de metri, 6, tot la fel, 7, proiect de autorizare privind aprobarea proiectului de buget cu sumele necesare cercului de zi pentru perioada iulie 2019-decembrie 2019, 8, diverse probleme. Dacă sunteți de acord cu cine este pentru. 15 pentru, da? Aprobarea procesului verbal a ședinței din data din 30.05.2019. Care sunt obiecții? Discuții? Nelămuriri? Nu. Se supune la vot. Cine este pentru? 15 pentru, da? Punctul numărul 2. Privind aprobarea alegerii domnului consilier Hovorișoai, președinte de ședință, de o perioadă de 3 ședințe. Cine este pentru? Sau discuții, dacă e. Discuții nu. Se poate și pentru 6. Da. Dacă îți dorești atât de mult, te lăsăm acum. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui reprezentant de rezervă a adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare. Bacău, din partea Uniunii Administrativ Teritoriale, Comuna Crelea, județul Bacău. Deci, dacă îmi permiteți, domnul consilier, au solicitat de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în momentul în care domnul primar nu poate să participe, este plecat din localitate, din concediu de odihnă, să fie desemnată o persoană de rezervă care va participa la ședințele respective. Domnul primar a desemnat-o pe doamna administrator, doamna economist, Șuștac Cristina. Doar, mă repet, în momentul în care domnul primar nu poate participa discuții, și... obiecțiuni. Atunci să supune la vot. Cine este pentru? 15 pentru, da? Punctul numărul 4. Privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către SECE EVEX SRL Bacău evaluator Laurențu Agache și înregistrat sub numărul 4823 din 20.06.2019 pentru suprafața de 500 de metri pătrați, teren extravilan, neproductiv. Numărul carte de funcțiare 62.446. A discutat? Da, parcă n-am întrebat care a fost pragul minim de la cărțul. Valoarea estimată a acestui teren este de 10.627 de lei. La care? La cel... Extravilan. Da, cel neproductiv. Toată suprafața? 500 de metri pătrați. Da. Zice că este valoarea 10.627 de lei. Da. Redevența anuală totală minimă, dacă este concesiune pe 49 de ani. Nu, și 10 lei și așa e...
10 metri pătrați. 10 metri pătrați. 10,627. Da? Dar e la metru pătrat sau pe total? Nu, euro, pe total. A, euro, da. Da, deci aici 2200 euro. 2200. Virgula asta nu scrie. Nu, este punct, dar nu trebuie să nu uitați de mine. Redevența pentru 49 de ani, redevența minimă ar fi 32 de euro pe an. Redevența minimă. Se supune la vot. Cine este pentru? Este de la se mai supunem o dată la vot. Cine este pentru? 15 pentru? Da. Alo. Alo. Regiul 3, privind aprobarea și însușirea aportului de valoare numit de 10 elex. Și înregistrat sub numere. Lasă-mă numai citirea atâta, știm. Să spună pragul minim și gata. Da, da. Aici, ca să dăm și răspunsul pe metru pătrat, redevența actualizată pe an ar fi 54 de euro pe total, iar pe metru pătrat ar fi 0,509 lei pe metru pătrat. Da? 0,5 lei pe metru pătrat. Valoarea lui totală este 14.170. Redevența anuală totală este de 254 de lei pe an. Mai sunt întrebări? Cu precizarea că acesta este concesiune pe 25 de ani. La acesta nu s-a calculat concesiune pe 49 de ani, este pe 25 de ani. Da. Dumneavoastră vreți să stabiliți... Se supune la vot. Cine este pentru? 15 pentru? Da. Iar la proiectul de hotărâre numărul 6, aia 200 de metri pătrați, care discutam despre... Care sunt aici, la intrare, mai, în mai la intrare, mai la șase... Care e valoarea totală? Valoarea totală a celor 200 metri pătrați sunt 12.200 de lei. Redevența pentru 49 de ani este 173 de lei pe an. Și pe metru pătrat ar fi 0,863 lei pe metru pătrat. 0,863. Eu aș avea o mențiune la astea 200 de metri pătrați. Ar fi totuși foarte bine ca să mai verificați odată documentele, pentru că acest teren era a cuiva, știți, și magazinul unde s-a făcut. Și nu cumva să, eu știu, să ne trezim cu un proces. Nu, deocamdată. Noi deocamdată am valoare. Apropo, e valoare. Când o concesiune, da, în era liber ales. Vreau să vă pun la dispoziție, extras de carte funciară care este avizată CPI. Deci OCPI-ul nu a identificat alt proprietar. În care este un alt proprietar, să știți că OCPI-ul ne dă peste mână. Ne-a mutat, așa cum vă pus la legi mai încolo, ne-a mutat cei drept. Dar nu de pe singură, nu ne avizează. Dar știu că ăsta tot l-a amenințat pe Petrică, Dumnezeu să-i iertă de metri. Da, uitați, noi vă punem la dispoziție. Nu îmi trebuie, știu că tot timpul ăsta, tot forța pe ăsta ca să-i mai plătească și cu bățința. Da, niciodată, se verifică. Nu ne dă... Asta e. Da? Să fie documente legale, atâta. Da. Se supune la vot. Cine este pentru? Evaluare. 15 pentru? Evaluare. Da? E asta proiectul, nu se pune. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de buget pe sumele necesare centrului de zi pe perioada iulie 2019-decembrie 2019. Aici sunt mai dat lămurile. Da, la nivelul comunei Cleja este încheiat un parteneriat pe care durează de ceva timp cu PSC-ul. Noi avem centru de zi sus și acolo funcționează o clasă copii after school cu probleme sociale. Nu putem funcționa la momentul acesta fără să avem un asistent social pe care știți că s-a făcut un contract de servicii
Vestea bună este că am și primit acreditare pentru servicii sociale, deci compartimentul nostru de asistență socială este acreditat la acest moment, dar UFSC-ul este un parteneriat care se desfășoară în fiecare an și UFSC-ul ne pune la dispoziție un educator, da, un învățător care merge și face acolo lecții cu copiii, ne pune la dispoziție și materiale de care au materiale educative de care au nevoie, iar noi punem la dispoziție spațiu, curățenia, administratorul de clădire și o masă care se acordă copiilor pe zi, care este în regim de catering, care va fi contractată în regim de catering. Bugetul acestui proiect pentru 6 luni de zile, pentru perioada iulie-decembrie 2019, este în sumă totală de 32.810 lei. Îl putem detalia, dacă nu l-ați studiat, îl putem studia. Avem o evidență câți copii sunt acolo și prin ce familie da, are fiecare copil dosar. La dosar sunt adeverințe de venit. Sunt recomandări de la medic în cazul în care copilul are probleme medicale. Sunt evaluări făcute de către personalul specializat al PSC-ului. Da, este o evidență foarte așa și consider că spate cu frumoase acolo și copii. Nu, dar am întrebat. Se supune la vot cine este pentru? Ce înseamnă pentru, da? Adică libertate, nu uita acum. Ok, zi-o de mea. La diverse aș vrea eu să vă dau o veste bună. Nu mă vezi bună. Da, știți că avem acel proiect pentru extindere rețea de gaz pe Cleja. Am aprobat în ședința anterioară că îl vom depune pentru finanțare la Fondul de Dezvoltare de Investiții. Am stat un pic cu emoții și încă nu l-am depus. Toată întârzierea este spre norocul nostru, pentru că a apărut ordonanța 43 pe 21-6, adică vineri, prin care ei spun că ne finanțează și cheltuielile de proiectare și studii de fezabilitate, deci finanțează tot. Noi stăteam cu emoții că nu va finanța tot. Finanțează tot, mai puțin avantajoasă este condiția că spune așa, ei ne finanțează suma totală minus excedentul nostru neangajat. Acum, mai stăm un pic ca să aprobăm și ce mai aveți dumneavoastră în lista de investiții pentru a se face pe viitor și după aceea ne ducem, ca să ne scadă mai puțin, să nu ne scadă prea mult. Pentru că la momentul ăsta avem un excedent neangajat, neutilizat. Eu aș mai avea o întrebare, ce să... Podurile astea nu se mai apucă să pună grinzile sau... Să știți că am primit o solicitare de la constructor și a spus să indic un traseu pe care poate să vină cu acele utilaje grele. El va veni să aducă, să transporte acele grinzi. Sunt grinzi foarte mari și vrea un traseu ca să-l poată pietrui cu piatră, nu știu ce piatră va pune, care să asigure siguranța acelui utilaj. Și unde? Noi nu avem în afară, de ce avem unde să mai... În proiect, în detalii de organizare, de șantier și de execuție, este prevăzut acolo că el va merge pe strada Unirii și din strada Unirii va cobori la pod, da, pe străduțele alea care sunt acolo. Nu are cum să coboare pe străzile alea. Acolo va coboare. De ce? Pe la gherbuță, la mare. Numai că acolo... La mine acolo, că trebuie să vină de la urmă. La ultimul pot... La ultimul pot va trebui să rupem un pic din marul ăla. Știți că este drumul care coboară și va trebui un pic rupt marul ca să poată să... Când va fi asta? Păi, săptămâna viitoare cu siguranță. Dar ei sunt gata. Ei au turnat picioarele. Ei sunt gata. Deci sunt pregătiți pentru... Până atunci ar trebui constructorul să se ocupe o leacă de semnalizarea mai atentă a acestor lucrări. Pentru că ne trezim și noi, cum s-a trezit în București, că intră cineva acolo și acum... Dar știți că eu la fiecare motor, sfârșit... Cu aia, la sfârșitul zilei merg, alea nu semnalizate merg și verific benzile alea și mereu îmi sun și spun, vezi că ți s-a rupt benzile de la crucea 1. Dar benzile alea spuse așa, de și vânturile aia. Și omul mi-a spus în felul următor, sunt niște copii care se duc și rup benzile. Într-o zi le-a fost de două ori. Dar mai insistăm pe lucrul ăsta. Să pună par și scânduri de jur împrejur. Facă ceva, ca să nu mai rupă copilul banda.
protecție. Păi... Spune să pună panouri, să nu panouri speciale pentru așa. Acum se lasă un pas de pe acolo. Panouri. Da, cu arătă, cu dispensarul. Cu dispensarul. Mi-a foarte încet, au fost două, trei direct care n-au făcut nimic. Cu dispensarul, să știți că sâmbătă se toarnă. Deci sâmbătă se toarnă și după aceea se întrece problema. Au făcut la asigurarea cu telefon. Problema e pentru când aveți finalizarea. Finalizarea este 30 august 2019. Nu, dar până la urmă eu vreau să întreb ceva. Până la urmă cine e constructor? Constructor este asocierea SC Masiv, SC West Coast. Dar cine lucrează? Adică ce firmă lucrează? Eu am înțeles. Eu nu am dreptul să mă duc să văd ce firmă lucrează. Eu știu că este SC Asocierea, toate documentele, toată corespondența eu cu SC Asocierea. Cum și atunci nu știm, adică cine lucrează efectiv la... Da, oamenii de acolo sunt, am dat pe lui. A cui? A lui Masiv. Masiv Group. Și atunci aș avea o întrebare, de exemplu, Buldo de la primărie, văzând, am văzut că are pământ de acolo. Este închiriat cu ora sau... Cât ai văzut? Nu, este buldo al lor. Buldo al lor, mașina basculă lui Ciprioni. Noi n-am lucrat acolo, noi n-am lucrat. Acum să știți că în documentația de licitație, deci el a venit ca și ne-a spus, ne-a informat în documentația de licitație că este un partener Ciprioni pentru el. Deci în documentația de licitație ne spune că este un furnizor de... Da? Deci noi nu... Păi asta vreau, până la urmă Ciprioni face. Ce da, mai dă pătine? Este în documentație, ce mai dă pătine? Dar ce contează cine face? Important e să se facă ceva. Acum le interesează cine dă cu lopata, cine duce păi chiar așa, dar de ce să nu pot să vorbesc, de când e de bă, dar și eu dreptul ca cetățean să știu cine face dispensarul. Da, 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 da. Notițele astea da, se pot spune de către cei care sunt programe de utilitate care se controlează asta în momentul în care noi, dacă este grav, este... S-a închisă, doamna, doamna, vă doresc o zi bună. Nici nu pe absolut nimeni, dar și pe noi ne-am dea oameni. Trebuie să rezăm pe domnul cameraman, vă rog. Se dați-i problema, oamenii trează.